manifestase candidează din partea ALDE ca liberal, ca om care vrea să prezinte cetățenilor Craiovei o altă viziune, o altă viziune de dezvoltare a orașului, o altă viziune de evoluție. Viziunea lui se bazează în primul rând pe experiența profesională ca șefuitor de oameni și de caractere pe o perioadă îndelungată de carieră profesorală. În al doilea rând, această viziune se articulează pe valorile și ideile liberale, care consideră că dezvoltarea economică trebuie să fie un factor cheie pentru bunăstarea cetățenilor. Și, nu în ultimul rând, cred că experiența pe care o am dobândit-o în calitate de prim-ministru va putea să-i fie și lui de ajutor să încercăm ca alături de o investiție de referință, cum este cea a lui Ford la Craiova, la care mi-am adus contribuția și mi-am depus toată străduința pentru a fi un proiect de succes pentru Craiova și pentru România, să aducem și alte investiții care să genereze locuri de muncă bine plătite și care să ofere o perspectivă cât mai bună generațiilor de astăzi și de mâine. Îi urez, Mircea Năstase, mult succes în demersul de a câștiga